Programul Casa Verde a înregistrat un adevărat succes anul acesta. La nici două luni de la deschiderea sesiunii de primire a dosarelor, agențiile pentru protecția mediului aproape că au terminat fondurile, motiv pentru care se vor mai primi cereri numai până pe 15 iulie. În Dâmbovița s-au depus până pe 6 iulie 308 cereri, suma acoperită fiind de aproximativ 2 milioane de lei. Până la finalizarea campaniei, Agenția pentru protecția mediului Dâmbovița mai are disponibil aproximativ 500 de mii de lei, iar solicitări ajung zilnic. Declarație, copie după acte, extrasul de carte financiară. Vă depuneți un dosar pe Casa Verde? Depune. Dumneavoastră? Da. Cum vi se pare acest program? Foarte bun. Ce vreți să vă puneți, pe o casă sau pe ce? Pe casă, da, pe panouri solare. De ce ați recurs la această măsură? Pentru că sunt foarte eficiente și nu sunt costisitoare pe timp de vară. Chiar și iarna? Chiar și iarna. Câte panouri vreți să vă puneți? Păi, deocamdată unul ce intră în programul Casei Verde, adică în suma respectivă. Aveți o casă mare pe care trebuie să o încălziți sau? Da, da, și pe timp de vară bănuiesc că sunt foarte bune. În baza deciziei Administrației Fondului pentru Mediu, sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul programului Casa Verde 2011 pentru județul Dâmbovița se va închide la 15 iulie 2011. După această dată se va realiza o distribuire a fondurilor între județe, în sensul că sumele rămase disponibile în unele județe se vor redistribui în județele unde solicitările sunt mai mari decât valorile repartizate inițial. La APM Dâmbovița s-au depus 308 de dosare de finanțare, suma acoperită de aceste cereri fiind de circa 2 milioane. După cum știți, suma alocată la deschiderea sesiunii pentru județul Dâmbovița a fost de 2.498.795 de lei. Mai avem cu aproximativ o sumă de 500 de mii de lei. Cei interesați pot obține între 6.000 și 8.000 de lei de la stat ca să-și instaleze panouri solare, pompe de căldură sau centrale pe peleți. Până pe 15 iulie, data la care se va închide sesiunea, dâmbovițenii sunt așteptați cu dosarele. Persoanele fizice interesate care au domiciliu în județul Dâmbovița, indiferent de localitatea sau județul în care se află imobilul în care se va realiza investiția, pot depune dosarul de finanțare la Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița până pe data de 15 iulie. Acest interes crescut pentru obținerea de fonduri prin Programul Național Casa Verde se datorează conștientizării beneficiilor oferite de sistemele alternative de încălzire. Oamenii au văzut care sunt cerințele și și-au întocmit actele din timp.